Bine te-am găsit, drag elev din clasa a șaptea! Realizatorii acestui material educativ îți propun să pătrunzi în tainele unității de învățare numite textul narativ literar. Să pornim! Parcurgând această unitate, vei reuși să îți reamintești trăsăturile textului narativ literar așa cum le-ai învățat în clasele anterioare, să descoperi noi tehnici narrative, să-ți dezvolți abilitățile de analiză a unui asemenea text, să valorifici abilitățile din domeniul IT în receptarea textului și să manifesti interes pentru jocurile și materialele pe care ți le propunem cu mult drag. Așadar, e timpul pentru povești, nu? Te invităm într-o călătorie în lumea de demult. Într-o primă lecție, facem o scurtă incursiune teoretică. În a doua lecție, pătrundem în labirintul textului. În a treia lecție, descoperim tehnici narrative în discursul epic. Și astfel, la final, în cea de-a patra lecție, parcurgem un test de evaluare să vedem ce ai reținut. Lecția întâi, ne amintim și ușor descoperim. Ești invitat să accesezi iconița de mai jos pentru a derula un material cu noțiunile teoretice esențiale în acest capitol. Provocare. Citește materialul propus pentru a pătrunde în labirintul textului. Textul narativ literar implică în mod necesar povestirea unei întâmplări reale sau imaginare, desfășurate într-un cadru spațiu-temporal la care participă unul sau mai multe personaje, între care se dezvoltă relații și apar conflicte. Principalul mod de expunere îl constituie narațiunea, iar instanțele comunicării în textul narativ sunt autorul, naratorul sau povestitorul, personajul și cititorul. Haideți să identificăm câteva din aceste elemente în paragraful următor. Într-o toamnă aurie am auzit multe povești la hanul Ancuței. Dar asta s-a întâmplat într-o depărtată vreme, de mult, în anul când au căzut de sântilie ploi năprasnice și spuneau oamenii că ar fi văzut balaur negru nouri deasupra pucoaielor Moldovei. Trebuie să știți dumneavoastră că hanul acela al Ancuței nu era han, era cetate. E un fragment din Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu. Putem identifica aici dimensiunea temporală, într-o toamnă aurie, într-o depărtată vreme, de mult, cadru spațial, hanul Ancuței, precum și prezența naratorului care se adresează cititorului. Trebuie să știți dumneavoastră. Ceea ce înseamnă că naratorul
se implică afectiv. O a doua provocare, dacă ai fost atent și ești pregătit, parcurgem un joc în care trebuie să lovești cârtița care prezintă trăsăturile textului narativ literar. Instanțele comunicării în acest text sunt autor, narator, personaje și cititorul, sau are caracter informativ și persuasiv. Te lăsăm pe tine să parcurgi jocul. Nu vrem să-ți luăm această bucurie. Ne întâlnim acum cu textul. Accesând iconița, vei descoperi un text narativ literar din care parcurgem acum împreună o parte. Textul Orb sărac de Mihail Sadovean. O babă și un moș neag ieșiră către lumină dinspre carele lipscanului. Femeia venea înainte, omul ceva mai îndărât, cu capul puțin înălțat și părând a asculta cu mare luare aminte zvoana și vocile de la focul nostru. Bătrânul e orb, mi-am zis eu privindu-l, pare a trage baba după dânsa cu frânghioară. Însă el pășește pe urma ei, fără greș, către mirosul fripturii și larma sfatului. Baba purta broboade de ștergar alb, catrință și sumăieș scurt. Orbul era și el îmbrăcat ca muntenii, cu pălărioară neagră și strai alb, iar cojocelul îl ținea numai pe umeri. Și de sub cojocel, de la subsoara stângă, îi atârna cimpoiul cu clonțul spre pământ. Când se simți aproape, orbul se opri, numai baba mai făcu câțiva pași către foc. El se opri și lumina îi bătea obrazul neclintit, împresurat de barbă albă. Mulți dintre tovarășii mei nu îl băgaseră încă în seamă. Numai jocul negustor de lipsca, înțelegând despre ce-i vorba, începu a râde. Mătușă Salomie, zise el, tot n-ai scăpat de moșneagul cel chior, văd că se ține coșma de dumneata. Așa-i jupâne, răspunse ea cu vioicine și subțire, însă fără răutate. De când am proces din rădăuți, se ține de mine ca umbra ca să-l duc și să-l lepăd la târgu ieșilor. Acu dumneavoastră, urmă ea către noi ceilalți, veți fi socotit poate altceva ca oamenii, că mi-i soție ori frate, dar eu am uitat și de asemenea zburdăciuni și de neamuri și nu cuget decât la nevoile mele. M-am aninat și eu într-adaos la căruțele dumnealui negustorului ca să pot ajunge până la sfânta cuvioasă Paraschiva în cetatea domniei, să pun pe rac la ei un puișor de arcini și să-i mărturisesc ce durere am. Iar sărmanul acesta călcând după mine a îndrăznit să se apropie și de sfatul domniilor voastre, fiind un bătrân viclean și nădăjduind că îi veți porunci să vă zică ceva din cimpoiul său. M-am strop și la el să-și puie în cap cojocelul și să doarmă sub căruță, dar el nu vrea să înțeleagă. Bătrânul zâmbea, ațintind spre foc ochii lui de albușuri coapte. Mie-mi plac tovărășiile vesele, vorbi el cu o voce blândă și joasă. Îmi place și vinul nou și friptura de pui în țiglă, foarte-mi place să ascult istorisiri. Și să vă spun și eu câte știu din trecute vremi. Dumnezeu a rânduit să mă pedepsesc fără lumină într-această viață, să întind mâna și să cerșesc pită de la creștini buni. Fiind așa voia lui Dumnezeu și având el grijă de mine, ca și de viermii pământului, am cucetat că nu trebuie să plâng, ci să primesc rânduiala. Comisuioniță se întoarse spre orb și după ce-l privi, îl întrebă cu mirare. Fiind un cerșetor netrebnic precum ești, îți place friptura de pui în țiglă? Îmi place, stăpâne și frate, răspunse cu glasul prietenesc orbul. Și vinul îți place? Și vinul nou pe care îl simțesc înțepând dumnările? Dar istorici siri știi să spui? Știu, ca oricare om, de ce să nu știu?
stăpânii mei și frații mei, pe când eu eram un prunc și vedeam satul nostru care nu mai este și țintirimul pe care l-au risipit apele, am auzit povestea adevărată de la un bunic al maicii mele despre o minune a Sfintei Paraschiva, unde ne ducem să ne închinăm eu și Lița Salomia. Acea minune s-a făptuit în vremea veche, fiind o strămoașă a noastră aici, trăitoare la acest han. În acea vreme s-a fost ridicat asupra țării Moldovei, ca antichrist, duca Vodă. Având neistovită poftă de argint și aur, prins a arunca biruri asupra norodului. Ne oprim aici cu lectura, te invităm pe tine să continui. Remarcăm faptul că este inserată o a doua povestire, care începe cu în acea vreme, povestirea bătrânului orb. Și astfel se justifică prezența unei tehnici narrative numite inserție. După ce vei descoperi sensurile cuvintelor pe care nu le-ai înțeles, te invităm să parcurgem o secțiune de vocabular printr-un joc numit Atelierul Cuvintelor, în care va trebui să sparge baloanele în care se află sensuri care se potrivesc celui de pe valoane. Acesta este jocul, te invităm să-l parcurgi. Dacă ai înțeles textul, rezolvă aplicația următoare. Obiectele zboară cu viteză, vezi cât de multe poți obține chiar înainte de expirarea timpului. Orbului plăceau tovărășiile vesele, vinul nou și friptura de pui în țiclă, adevărat sau fals? Iată că am ajuns la lecția a doua intitulată În labirintul textului. Te invităm să explorezi textul Orb sărac de Mihail Sadoveanu prin activitățile interactive propuse. Pe pagina a doua regăsim cele patru activități interactive. Prima se referă la un aspect de vocabular, se numește tărâmul sensurilor. Ca sarcină, vei avea de ales dintre variantele oferite sensul potrivit contextului pentru expresiile. Se ține de mine ca umbra. Bifăm mă urmează peste tot sau mă sprijină în tot ce fac. Și așa mai departe, sunt propuse 5 astfel de expresii. Te verifici cu un click pe butonul din dreapta jos. A doua activitate, trenulețul ideilor principale. Se încarcă un alt joculeț care îți solicită aranjarea în ordine cronologică a întâmplărilor, așezând pe orizontală cartonașele de la stânga la dreapta. Se poate mișca o idee la stânga sau la dreapta, astfel încât să le așezi în ordine cronologică. Și imediat ce ai terminat această sarcină, te poți verifica apăsând pe același buton. Galeria eroilor. Un alt joc îți propune să completezi casetele libere menționând tipologia personajului dat, principal, secundar, episodic sau figurant. Da? Aici se poate scrie. Te verifici cu un click. A patra activitate, caruselul temelor literare.
Îți reamintim, tema literară este aspectul general de viață surprins în maniera artistică, originală, într-un text literar. Identifică în care au dat 5 teme literare regăsite în fragmentul pe care l-am citit anterior și va trebui să ai răbdarea de a căuta 5 teme. De exemplu, selectez călătoria și ea va apărea, cuvântul acesta, tema aceasta, va apărea în dreapta. O altă activitate care sigur îți va plăcea este cea care te întreabă, vrei să fii milionar? Pentru aceasta trebuie doar să rezolvi quizul următor. Clic pe telefonul din dreapta, unde ai o imagine a jocului care se deschide imediat. Mărim și pornim! Ia să vedem prima întrebare. Menționează tipul de narator din debutul textului, având în vedere persoana la care se narează. Naratorul este subiectiv, implicat afectiv sau obiectiv, detașat de cele relatate. Succes! Am ajuns și la lecția a treia, numită Tehnici narrative în discursul epic. Accesăm iconița, da? Se vede că ea se află pe carioca verde. Putem consulta acolo manualul digital la pagina 38 și descoperim noțiuni teoretice noi, inserția, înlănțuirea, alternanța. Acesta este manualul pe care îl propunem de la editura Intuitext. Pagina 38 include informația pe care ne-o dorim. Prezentarea întâmplărilor în ordine cronologică se numește înlănțuire. La nivel sintactic, secvențele pot fi alăturate sau juxtapuse sau legate prin cuvinte, expresii care asigură continuitatea. Mai întâi, după aceea, apoi, la urmă, în sfârșit, etc. Prin înlănțuire, ritmul narațiunii devine alert. Prezentarea simultană a două sau mai multe secvențe poartă numele de alternanță. Întâmplările se pot petrece în același timp, dar în spații diferite sau se pot desfășura în momente diferite, făcându-se o trecere între prezent și trecut. Alternanța se evidențiază prin formule asemănătoare cu în același timp, în acest timp, pe când, în vremea aceasta, etc. Încadrarea unei secvențe narrative sau unei povestiri într-o altă povestire se realizează prin tehnica inserției. Verificăm ce ai reținut rezolvând următoarea aplicație. Clic și se deschide cerința. Completați spațiile punctate cu răspunsurile corecte. Aici vei completa scriind cuvântul care lipsește. Dacă ai fost atent la aspectele teoretice, cu siguranță vei completa corect și te vei verifica printr-un click pe butonul albastru din dreapta jos. Alt joc, blazonul conectorilor și provocarea continuă printr-un click. Conectorii s-au amestecat între ei, selectează-i pe cei potriviți fiecărei tehnici narrative și așează-i în blazonul corespunzător. Prin urmare, dacă blazonul este în lănțuire, va trebui să cauți doar acel cartonaș care conține structuri, formulări necesare realizării înlănțuirii. Nu toate, prin urmare, nu toate cartonașele sunt corecte. Și prin click te poți verifica. Cuvinte încrucișate. Dacă vom completa turnulețul mâinilor, se va deschide alt joc.
Aici vei completa rebusul răspunzând corect, tot pe baza textului Orb sărac de Mihail Sadoveanu. Apăsând pe numărul 1, se va deschide întrebarea: câte planuri narrative sunt în text? Și bineînțeles, includem cuvântul. Am ajuns și la final. Să vedem ce ai învățat. Lecția 4. Folosim creionul magic și bineînțeles, se va deschide un alt joc. Dacă ești pregătit, ți se vor afișa diverse întrebări, iar tu vei avea de ales dintre aceste variante. Am utilizat resurse diverse pentru a realiza acest material, cărți, manuale și diverse site-uri educative. Realizatorii acestui material vă urează succes în noul an școlar! Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună ziua, sunt Cristina Oprea. Vom continua să discutăm despre aplicația Microsoft PowerPoint, introducerea textelor într-o prezentare. În lecția de astăzi, învățăm să formatăm și să aliniem textul într-un diapozitiv PowerPoint, învățăm să adăugăm marcatori și numerotări, recapitulăm noțiunile anterioare, crearea și salvarea prezentării, inserarea diapozitivelor, adăugarea designului și totodată vom exersa noțiunile prezentate. Introducerea textelor în diapozitivele PowerPoint se realizează în casetele corespunzătoare fiecărui diapozitiv. Asupra textului introdus, putem realiza operațiuni de formatare, aliniere și spațiere, adăugarea marcatorilor și numerotări. Formatarea textului într-un diapozitiv se realizează în felul următor. Selectăm textul, accesăm fila Home sau pornire, grupul de butoane font. Aici vom găsi butoane cu ajutorul cărora putem alege un font nou, un stil, o dimensiune, o culoare și așa mai departe. Aceeași operațiune de formatare o putem realiza accesând butonul săgeată din dreapta jos a grupului font. Se va deschide o casetă de dialog în care găsim instrumentele de formatare dorite. Alinierea și spațierea textului se realizează accesând din fila Home, grupul de butoane paragraf sau dând click pe săgeata din dreapta jos a grupului de butoane, se va deschide o casetă de dialog în care găsim opțiuni pentru alinierea textului, pentru spațierea rândurilor, între rânduri, înainte și după, și pentru indentarea rândurilor. Adăugarea marcatorilor și a numerotării în textele din diapozitivele PowerPoint se realizează accesând din fila Home, grupul paragraf, butoanele, bullets, marcatori, numbering, numerotare. În continuare, vom parcurge o fișă de lucru. Deschideți aplicația PowerPoint, salvați prezentarea cu numele Prima prezentare.
Deschidem aplicația. Am ales o prezentare blank, goală. O salvăm. Savez. Îmi caut folderul în care doresc să fac salvarea. Dau numele fișierului prima prezentare. Modificați dimensiunea de vizualizare a paginii pe ecran la 84%. În partea dreaptă jos avem butonul Zoom. Clic pe el și modific valoarea procentului, trecând 84%. Introduceți un subsol care să aibă ca text numele personal, respectiv data sistemului. Acesta trebuie să apară pe toate foliile prezentării. Alegem din pagina Insert, Header and Footer. Bifăm opțiunea Footer, subsol, și vom pune nume, prenume, respectiv data sistemului. Pentru a apărea pe toate diapozitivele, vom da click pe Apply to All. Stabiliți pentru diapozitive orientarea de tip Landscape. Pentru orientarea diapozitivelor, mergem în meniul Design, Slide Size, Custom și se observă că este deja bifată orientarea de tip Landscape. OK. Redimensionați diapozitivele astfel încât înălțimea să fie de 20 și lățimea de 25 cm. Tot în Slide Size, Custom Slide, putem alege înălțimea de 20, o putem tasta, iar lățimea de 25 de centimetri. OK. Ensure fit. Creați două diapozitive. Diapozitivul 1 să aibă aspect diapozitiv titlu, așadar îl avem, acest diapozitiv deja creat, el trebuie să fie de tip titlu și este de tip title slide. Clic dreapta, layout, title slide. Ca și titlu, vom trece titlul crearea unei prezentări. Subtitlu, numele. Și vom formata titlul și subtitlul în felul următor. Monotype cursiva, dimensiune 25. Selectăm textul, căutăm fontul Monotype. Dimensiunea 25. Dacă nu apare în lista de valori, putem tasta și apăsăm tasta Enter. Cursiv, adică italic, albastru și aliniat la centru. Deci textul este selectat. Accesăm butonul italic, culoarea albastră și alinierea la centru. Avem butonul de centrare. Aceeași operațiune o realizăm și pentru subtitlu. Putem să preluăm toate aceste formatări automat, selectând textul pe care vreau să-l folosesc ca model, crearea unei prezentări, aleg
format Painter și voi aplica formatarea și subtitlului prezentării. Introduceți un design predefinit sau o temă. Pentru aceasta, mergem în pagina Design și putem alege unul din designurile predefinite. Schimbați schema de culori. Schema de culori o putem schimba accesând din dreapta jos a barei cu design-uri și alegem opțiunea Colors, de unde voi opta pentru o altă schemă de culori. Diapozitivul al doilea trebuie să aibă aspectul care permite introducerea textelor și a imaginilor. Așadar, inserăm un nou diapozitiv în pagina Home, New Slide, pentru texte și imagini, deci Title and Content. Titlul diapozitivului va fi modul de vizualizare. Chiar conținutul va avea o listă. Lista mea a venit implicit cu niște butoane. Acest model putem să-l schimbăm, așa cum am spus, din meniul Ballets. Putem alege niște pătrățele, de exemplu. Formatarea textului, titlul îngroșat, Arial, dimensiune 20. Deci titlul îl vom îngroșa, Arial, dimensiunea 20. Cursiv, portocaliu aliniat la stânga. Deci cursiv, înclinat, portocaliu și aliniat la stânga, butonul de aliniere. Vom și salva prezentarea, fie alegând butonul Save, fie din File, Save, pentru a prelua modificările. Aceasta a fost lecția de astăzi. Ne vedem data viitoare! Tu mi-ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Legături chimice în compușii organici. Știai că în anul 1986 s-a descoperit pe cometa Halley un polimer organic? În organismul uman, substanțele chimice ce îndeplinesc funcții vitale sunt formate din atomii a numai 25 de elemente? În resturile unui meteorit căzut pe pământ s-au identificat câțiva aminoacizi?
Cafeina este o substanță organică. Ea este un stimulant al sistemului nervos central, care se găsește în boabele de cafea, în ceai și în boabele de cacao. Iată cum arată formula structurală a cafeinei, respectiv modelul structural. Îți vine să crezi că până la finalul acestei lecții vei înțelege modul în care se leagă atomii în astfel de compuși? Da, va fi o misiune dificilă, dar pentru elevul 001 nu există misiune imposibilă. Un joc de Lego conține mai multe piese de doar câteva tipuri. Din acestea se pot alcătui numeroase construcții după felul în care se asamblează piesele între ele. Tot astfel, din aceiași atomi, se pot forma molecule diferite care se deosebesc prin felul cum sunt legați atomii între ei cu ajutorul legăturilor covalente. Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, chimia a făcut progrese teoretice remarcabile. Au fost stabilite pe rând conceptul de valență, tetravalența carbonului, proprietatea atomilor de carbon de a se lega între ei în formă de lanțuri sau catene. Aceste noțiuni au deschis calea spre descoperirea uneia dintre cele mai importante teorii în chimie, teoria structurii compușilor organici. În esență, aceasta prevede că identitatea unei substanțe, adică ansamblul proprietăților fizice și chimice ale acesteia, este dată nu numai de felul și numărul atomilor care intră în compunerea moleculei, ci și de modul în care sunt legați atomii între ei. Orice moleculă organică conține un număr mai mare sau mai mic de atomi de carbon de care se leagă atomi ai elementelor organogene, hidrogen, oxigen, azot, sulf, halogen, etc. Amintește-ți! Atomul de carbon are 4 electroni pe ultimul strat și este situat la mijlocul perioadei a doua, grupa 14. Are tendința cea mai pronunțată din perioadă de a forma configurație stabilă de octet prin punere în comun de electroni, formând astfel legături covalente. Proprietăți ale carbonului care îl deosebesc de celelalte elemente. Este singurul element chimic care formează un număr practic infinit de legături covalente cu el însuși, generând lanțuri de atom de carbon numite catene. Formează legături covalente și cu atomii altor elemente organogene, hidrogen, oxigen, azot, fosfor, sulf, fluor, clor, brom, iod. Determină mai multe aranjamente ale catenelor, liniare, ramificate, ciclice, ceea ce explică numărul atât de mare de compuși organici. Atomul de carbon formează 4 legături covalente cu alți atomi de carbon sau cu atomii altor elemente organogene, deoarece are 4 electroni pe ultimul strat. Într-o moleculă, fiecare atom, prin formarea legăturilor covalente, trebuie să aibă 8 electroni pe stratul de valență, conform regulii octetului. Excepție face hidrogenul, pentru care se aplică regula dubletului. Iată valența unor elemente organogene. Pentru elementul chimic carbon, numărul de electroni de pe ultimul strat este 4, iar valența carbonului este 4. Pentru elementul chimic azot, numărul electronilor de pe ultimul strat este 5. Ca urmare, pentru a-și realiza configurație stabilă de octet, va avea nevoie de încă 3 electroni. Deci valența azotului este 3. Oxigenul are 6 electroni pe ultimul strat. Ca urmare, valența oxigenului este 2. Fluorul este un halogen situat în grupa a 7-a, principală, are 7 electroni pe ultimul strat,
și are valența 1. Hidrogenul are un electron și are valența 1. În momentul formării legăturilor covalente, atomul de carbon cu configurația 1s2, 2s2, 2p2 își distribuie electronii de valență 2s2, 2p2 în 4 orbitali, câte un electron în fiecare orbital. Prin intermediul acestor 4 orbitali monoelectronici, atomul de carbon realizează 4 legături covalente. Procesul de redistribuire a electronilor în noi orbitali se numește hibridizare. Atomul de carbon poate participa la formarea legăturilor covalente numai în stare hibridizată, sp3, sp2 sau sp. În momentul formării legăturilor covalente, atomul de azot cu configurația 1s2, 2s2, 2p3 își distribuie electronii de valență în noi orbitali, și anume în 3 orbitali monoelectronici și un orbital dielectronic, și realizează 3 legături covalente. Atomul de oxigen cu configurația 1s2, 2s2, 2p4 își plasează electronii de valență în 2 orbitali monoelectronici și 2 orbitali dielectronici și realizează 2 legături covalente. Atomii de halogen cu configurația electronică ns2, np5 pe ultimul strat au un orbital p monoelectronic și realizează o legătură covalentă simplă, sigma. Atomul de hidrogen, 1s1, având orbitalul 1s monoelectronic, realizează o legătură covalentă simplă, sigma. Legătura covalentă se realizează prin punerea în comun de electroni neîmperecheați, adică prin întrepătrunderea a 2 orbitale atomici monoelectronici cu formarea unui orbital molecular de legătură. Legăturile covalente pot fi simple, de tip sigma, se formează prin punerea în comun a câte unui electron de către fiecare atom, duble, ce conțin o legătură sigma și o legătură pi, se formează prin punerea în comun a câte 2 electroni de către fiecare atom, triple, ce conțin o legătură sigma și 2 legături pi, se formează prin punerea în comun a câte 3 electroni de către fiecare atom. Legătura covalentă simplă sau legătura de tip sigma. În exemplele următoare vom vedea cum se formează legătura covalentă simplă între 2 atomi de carbon sau între un atom de carbon și un alt atom al unui element organogen. Atomul de carbon are 4 electroni de valență aflați în 4 orbitali monoelectronici. El poate pune în comun un electron cu un electron al altui atom de carbon, formând astfel un orbital molecular de tip sigma, adică o legătură covalentă simplă de tip sigma. Electronii neîmperecheați se vor reprezenta prin valențe libere. Atomul de carbon poate pune în comun un electron și cu un electron al atomului de hidrogen, formând astfel o legătură covalentă de tip sigma, sau atomul de carbon poate pune în comun un electron cu un electron al atomului de oxigen. Atomul de oxigen are 6 electroni pe ultimul strat, din care 2 electroni necuplați. Se formează astfel o legătură covalentă sigma, o
oxigenului, rămânându-i două perechi de electroni cuplați și o valență liberă. Carbonul poate pune în comun un electron și cu un electron al unui atom de azot. Azot care are 5 electroni pe ultimul strat, din care 3 sunt necuplați. Ca urmare, carbonul va forma o legătură covalentă simplă de tip sigma cu atomul de azot, iar acestuia îi vor rămâne 2 electroni pereche neparticipanți. Carbonul poate să pună în comun un electron și cu un electron al unui halogen, cum ar fi clorul, care are 7 electroni pe ultimul strat, din care doar unul necuplat. Carbonul va forma o legătură covalentă de tip sigma cu atomul de clor, atomului de clor rămânându-i 3 dublete neparticipante. Legătura covalentă dublă este formată dintr-o legătură de tip sigma și o legătură de tip pi. Atomul de carbon va putea pune în comun 2 electroni din cei 4 electroni de valență pe care îi are cu un alt atom de carbon. Și va forma astfel o legătură covalentă dublă fiecărui atom de carbon, rămânându-i 2 valențe libere. Legătura dublă, spuneam că va fi formată dintr-o legătură de tip sigma și o legătură de tip pi. Carbonul va putea pune în comun 2 electroni și cu 2 electroni ai oxigenului. Oxigenul mai având 2 dublete de electroni neparticipante. Astfel, carbonul va forma o legătură covalentă dublă cu oxigenul, legătură formată dintr-o legătură de tip sigma și o legătură de tip pi. Carbonul mai poate forma legătură covalentă dublă și cu azotul, care mai posedă un dublet neparticipant și un electron de valență. Carbonul va forma astfel o legătură covalentă dublă cu azotul, acestuia rămânându-i și o valență liberă. Carbonul ar putea forma o legătură covalentă dublă cu hidrogenul? Evident că nu, pentru că hidrogenul are doar un singur electron. Ca urmare, nu va putea participa cu cei 2 electroni necesari formării legăturii covalente duble. Legătura covalentă triplă este formată dintr-o legătură de tip sigma și 2 legături de tip pi. Atomul de carbon va putea forma o legătură covalentă triplă punând în comun 3 electroni cu un alt atom de carbon. Se vor forma astfel 3 dublete electronice, adică legătura triplă carbon-carbon formată dintr-o legătură de tip sigma și 2 legături de tip pi. De asemenea, carbonul poate pune în comun 3 electroni cu cei 3 electroni necuplați ai azotului, formând astfel o legătură covalentă triplă carbon-azot.
carbonul poate forma legătură covalentă triplă cu oxigenul? Nu poate, pentru că oxigenul are valența 2. Ca urmare, nu va putea pune în comun cu carbonul cei 3 electroni necesari formării legăturii covalente triple.